salvarea celor care erau pe embarcație, celor trei persoane care erau pe embarcație. Așa este, nu sunt la prima carte, aceasta este a doua. Prima carte a fost o carte de debut, care s-a numit 10 prozatori, deci am fost 10 scriitori care am publicat în acea carte de debut. Pasiunea mea pentru scris este, vine, să zicem așa, după ce am terminat liceul, poate puțin înainte de a termina liceul. Dar pasiunea adevărată pentru scris a venit ceva mai târziu și a plecat pur și simplu, să zicem, de la o glumă și de la foarte mult imbol din partea celor care au citit primele mele pagini. Și asta vă povestesc foarte pe scurt. Un coleg, în timp ce eram pe mare, a citit o carte care mi-a plăcut, mi-a aruncat-o, de fapt a citit câteva pagini, mi-a plăcut cartea, mi-a aruncat-o pe față și a spus, uite, na, tu susții că orice carte trebuie citită sau poate fi citită. Dacă tu reușești să termini această carte, eu sunt popor. Și bineînțeles că am reușit să termin acea carte, i-am spus că fiecare carte, îmi mențin părerea, fiecare carte are în ea experiența unui om și după mine, dacă poți, trebuie să o citești. Și la un fel de pariu am scris 15 pagini. Acele 15 pagini, din fericire pentru mine, au intrat pe mâinile unei persoane, profesor universitar de literatură, care le-a găsit atât de frumoase, încât a spus, nu se poate, trebuie să continui. Și atunci am început din boldul ăsta în ceea ce mă privește, m-a tot împins de la spate până când am scris prima carte. Acea carte a fost citită cu aceia de scriitori, ca Ilie Tănăsache, a fost Olgurău, toți mi-au dat din bol să scriu în continuare și am scris în continuare. Și am acum scris 5 cărți, din care prima am publicat-o și am susținut-o la noastră mea idee. Mare are foarte multe mesaje. În primul rând, cred că ea te îndeamnă la tărie, tărie de caracter. Dar foarte multe mesaje au și oamenii mari. Deci oamenii care trăiesc pe mare și sunt nevoiți să trăiască acolo, se întâlnesc în fiecare zi cu pericole. Și asta îi face să devină, dacă vreți, mai puternici, chiar dacă câteodată par a fi în siguranță. Da, am să încep prin a vă spune că atunci când am terminat liceul și am anunțat că mă duc la Institutul de Marină, a existat așa un fel de revoltă între profesorii mei, care au spus, nu se poate, un om ca tine nu are ce căuta la Institutul de Marină. Tu trebuie să mergi la informatică, matematică, pentru că ești foarte bun la real. Eu am spus, nu, asta este dorința mea, în primul rând pentru că vreau să văd lumea. Vreau să vă spun că după ce am început să plec pe mare și am venit să le povestesc, pentru că în fiecare an veneam la școală și stăteam de vorbă cu profesorii mei, au început să-mi spună, bă, ce deștept ai fost, tu vezi lumea și iei și bani. Noi nici măcar plătind nu putem să o vedem. Pentru că știți foarte bine că pe vremea Ceaușescu nu putea nimeni să plece în străinătate, excursii și așa mai departe. Într-adevăr, am avut posibilitatea să văd o mare parte din această lume și sunt foarte, foarte multe locuri care m-au impresionat. Dar pot să vă spun că, în general, locul care m-a impresionat cel mai tare a fost Cuba. De ce m-a impresionat Cuba? Pentru căldura oamenilor, pentru regulile și duritatea vieților, pentru că comunismul la noi n-a avut totuși o formă chiar atât de dură și de puternică cum am văzut în Cuba. Dacă puteți să vă imaginați că acolo oamenii aveau până și săpunul pe cartelă și pasta de dinți pe cartelă,
și m-au impresionat gesturile pe care le făceau ei, deși știau că și noi suntem comuniști ca și ei. Venea câte unul la vapor cu câte o fotografie, ți-o arăta și spunea, o vezi, îți place fata asta? Este sora mea. Dacă te căsătorești cu ea pentru câteva zile și o scoți afară din Cuba, îți dăm un chil de apă. Deci fraza asta spune foarte mult din drama prin care treceau și bă, încă mai trec. La evenimentul de astăzi, din mai multe motive. Primul motiv, pentru că vreau să fac această carte cunoscută în toată țara. Și dacă am făcut în partea de vest, vreau să fac și am vrut să fac și în partea de est. Și în general, când orașele sunt destul de departe de locul unde locuiesc acum de Constanța, fac câte două orașe legale. Și acum fac Suceava și Iași. Deci ăsta a fost primul motiv, că am vrut să fiu în partea diametral opusă Timișoara. Al doilea lucru pentru care m-am oprit asupra Sucevei este pentru că sora mea locuiește aici și am dintr-o dată suportul familiei. Pe urmă, mama, care a împlinit astăzi 86 de ani și care i-am spus cu toții la mulți ani, este la sora mea acum aici, am vrut să bucure de acest eveniment. Și nu în ultimul rând, pentru că Suceava chiar este un oraș care nu este. Dacă tot suntem în afară, așa cum spuneam și în seara asta, cu ocazia lansării, au fost foarte multe cărți care mi-au marcat existența, dar au fost câteva care chiar pot să spun că mi-au curăit și drumul. Spre exemplu, Punct Contrapunct de Aldous Huxley, Hemingway, Jack London. Dacă ați observat, sunt Alex Ștefănescu m-a și comparat ca forța scrisului în general. În general, îmi place să citesc atunci când am timp și vreau să am cât am timp să citesc. Și sunt lucruri în orice carte pe care le poți găsi care să-ți spună ceva. Ce planuri aveți? Deja am gata primul volum dintr-un roman în două volume. Titlul provizoriu este Urme pe urmele apei. Pot să vă spun că în primul volum acțiunea se desfășoară numai la bordul unei nave. Oamenii vor cunoaște atmosfera deosebită din acest spațiu restrâns. Imaginați-vă 20 și ceva de oameni care trăiesc într-un spațiu de câteva zeci de metri pătrați. Și acolo trăiesc tot timpul. Și acolo sunt și, cum să spunem, și prietenii, și conflicte, și foarte multe. Ei, în acest spațiu extraordinar de restrâns, se întâmplă să moară cu mama. Inițial, toată lumea crede că acest comandant a murit pentru că avea probleme cu inima, dar încet, încet vor descoperi că, de fapt, a fost otrăvit. Atunci începe la bord, între ei, să suspectează unul pe altul cine l-a otrăvit. Iar în volumul 2, surpriza mare va fi că, de fapt, într-adevăr, cineva din interior i-a pus o travă la sticlă, dar a pus-o la ordine. Iar ordinul venea de undeva de foarte sus, nu dezvălui mai mult, are legătură și cu ceea ce s-a întâmplat cu conturile lui Ceaușescu, cu, eu știu, tot ceea ce ne-a legat pe noi și ne-a dezbinat în același timp, imediat după Revoluție. Va fi o acțiune super trepidantă în partea a doua. Eu sper că această carte să fie o carte cu succes. În general, pentru toți telespectatorii, aș avea un mesaj, dacă stau bine să mă gândesc, am mai multe mesaje. În primul rând, pentru toți telespectatorii, am mesajul să fim mai uniți, să nu mai lăsăm atâta dezbinare între noi și pentru cuvinte sau pentru chestiuni politice să ajungem să ne dăm în cap sau pentru păreri divergente să ajungem să ne
persiflăm unii pe alții. Cred că este cazul să nu mai demolăm, ci să construim. Iar pentru tineri am mesajul următor. Tot ceea ce faceți, faceți cu temeinicie. Dacă veți face un lucru și îl veți duce la capăt și va fi un lucru făcut corect și bine, mai devreme sau mai târziu, cineva îl va remarca. Dacă veți face lucrurile de mântuială și numai de dragul de a ști că ați mai bifat un lucru făcut, nimeni nu vă va remarca și veți rămâne undeva într-o mediocritate din care nu veți scăpa niciodată. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc cu Librăriei Cărturești în general pentru colaborarea extraordinară pe care o avem. Toate lansările de până acum le-am făcut la Cărturești și voi continua cu Cărtureștiul, pentru că această colaborare este într-adevăr o colaborare deosebită. Vă mulțumesc!